Bă, dar parcă ieri, bă, mă, mă, surăscitam și zbiram. Bă, ieri, despre baronul Ghiță Frutur, că mă tot întrebam aseară. Bă, da, nu mai e DNA în țara asta, mă, să meargă în Suceava, județul corupților și al baron, al ciorditorilor de lemne, al hoților de contracte. Nu mai e nimeni, mă, pe acolo, mă, să meargă. Băi, și zici că am avut gurița aurită, mă. Mă, parcă aș fi știut eu ceva sau n-am știut, nu? Incredibil, mă. Băi, și astăzi, this the morning, ce să vezi, frăți că... La ora 10 și 20, mă, mâna dreaptă al unenea fluturi, vicepreședintele Consiliului Județean, mă, Dita Mai Cristine, nu știu cum îl cheamă, fie numele lui pomenit în rechizitoriu. Băi, s-a haladit la 40.000 de euro șpagă, pe care i-a luat în birou, mă, de la un drumar sucevean, care n-a mai rezistat ții, la, din cauza șantajelor și presiunilor, că ăia de la CJ Suceava, ce să vezi, deși omul de afaceri ăsta sucevean care a dat șpaga, bineînțeles, cu procurorii în spate, denunțându-l, mă, nu mai putea, din cauza Rahatul pe care l-au făcut ăștia, fluturi și compania, datorită uh, faptului că ăsta nu vrea să dea șpagă, un norocitul, Da? Omul de afaceri. Păi și l-au făcut, mă, să înțeleagă că trebuie să dea șpagă. I-au blocat contra, i -au, nu i-au făcut plății, l-au la asfalt, a, a făcut pe axa uh, Suceava și aia prioritară, cum s-ar numi, uh, și-au făcut treaba și numai că n-a fost destul că nu i-au dat banii. Da? a reușit să-i ia la om și din bănci, unde a la 6 milioane de euro, de, de contându-i, executându-i scrisorile de garanție. Și acum două săptămâni, ăsta Cristinel, nu știu cum, ceva lingă de al vicepreședinte, atenție, deci demnitar, vice șeful, vicepreședintele Consiliul Județean Suceava, mâna dreapta s-a dus și a zis la asta că vrea și el niște bani, pagă. E, mâncați-i Omul de afaceri sucevean i-a zis, bine, îți dau, dar s-a dus mai întâi pe la procurori, s-a denunțat frumos, așa cum și trebuia să facă, îl felicit. Băi, e adevărat, la procurorii de Nea Cluj. la Suceava, dacă se ducea, nu mai rezolva nimic, ea de la Suceava, de Nea Suceava doarme la ciorba de burtă, precum doarme gândacul în sacul cu zahăr, da? De că mergea la DNA, se nu se întâmplă nimic. Și ăștia de la Cluj, uh, bine, și ăștia de la Cluj, pe la Cluj nu prea fac nimic, la Suceava sunt cocoși, da. felicitări de data asta. E, și mâncați aș mi au flagrantat și în biroi au găsit pliculețul cu banknotele marcate și acum uh, o să facă puțină pârnaie, nu acum, dar în 2 trei ani o să facă câțiva ani de pârnaie, că flagrantul e flagrant, e regina probelor, cum s-ar spune. Ce frapează la totuși discuția de astăzi este faptul că stai să te întreb oare câte șpăși din astea o fi luat mâna a lui Flutur? Câte șpăși de 40 de mii? Da? Și în general, unde a dus banii când i-a luat? Lu Flutur, lu bunica lui Flutur, lu Dumnezeu, adică cui i-a dus pentru dacă i-a luat? De asemenea, omul ăsta care, cât și-o fi reținut, noi nu mai discut, te întrebi câte contracte de genul ăsta mai sunt smântânite, de care noi știm în toată România. Câți președinți de CG iau un felul ăsta șpăci, Că pe toți când iau, pe toți politicienii, toți sunt cu binele cetățeanului, cu, cu banul public transparent. Mă bă, de abia deci vine să plângi de mine că toată lumea stă acolo pentru popor? Pentru țară, mă stau acolo și se, se, se nevoiesc pentru noi, mă. Mă, și dintr-o dată nevoie nu se le apar vile, mă. Le apar tot felul de rahaturi prin intele le apar milioane de euro. Păi e posibil așa. De cum, dracu? Câți ori mai fi din ăștia, mă? Totuși, intenția acestui material video este să remarc și să dau câtea sfaturi, adică totuși câtea sfaturi uh, din vasta mea înțelepciune. Bă, băieți, suntem în 2022, bă, politicieni și păgar nenorociți. Bă, în 2022, după atâtea flagranturi și atâtea colegi de șpagă gărbjiți de procurori, încă mai luați în birou șpăgi tâmpiților? Ha, ha, sunteți mai proști ca pisica mea, mă. Și încă o dată, încă mai luați șpăgi necăjind și presând și șantajând ca ultimii ciorditori oamenii de afaceri, mă? Bă, hai să vă propunem o mă, bună, ca să și simțiți că meritați spaga, ca să și simțiți, mă, că ajutați sara, mă. Bă, ce-ar fi ca voi ăștia, decidenții, primari, președinți de CJ, ce dracoți fi toți, că sunteți toți o apă și un pământ, cu rare excepții, o ce ar fi să ajutați, mă, omul ăla de a face? să sprijiniți, mă. Bă, să termine drumurile, dracu, odată. Să termine investițiile, renovările, clădirile, ce or fi. conducte de gaz. Bă, eu nu cred că dacă voi sunteți oameni de comitet din partea instituției, beneficiari, și vă faceți treaba și dați la, la, autorizări și plăți la timp și nu-i puneți mețe noapte la proiectare și nu aduceți supervizor care să solicite menu și spaga. Eu nu cred că omul ăla la final de lucrare nu vine și nu dă ceva. Bă, și din... O... Bă, dar altceva e când e spagă la... Bă, și se și face, mă. Hai să respectăm ce își dorește rămânul. Dom'le, a luat, da, și a făcut. Păi voi nu faceți, mă, voi presați. Voi schingiuiți oamenii de afaceri care au câte un contract din ăsta mare și atât ai frecați la melodie până vă dau oia, fie șpagă, fie plăcuța suedeză, că se duc la procuror, că nu mai rezistă. Păi hai să facem, uite, propunerea mea ar trebui să devină una, nu știu, să, poate o să propun un proiect legislativ, mă. Băi, hai să avem șpaga de bun simț, mă. Ajutăm, zi, contractorul să facă treaba bună, îi plătim la timp, nu îl surghiunim. Bă, și la final, cum te simți? Adică, bă, dar nu cred că nu dă cineva o măslină, o smântână, dar nu mai dă pe presiune. De asemenea, dragii mei, nu mai luați bani la plic, mă. mă. vedeți că este Bitcoin, mă vedeți că puteți să face, dar nu mai luați, mă, bani la plic, mă, ca ultimii piețari vânzător de CD-uri, mă. Că e rușinos, mă. Mă, mă, Cum se face, mă, Trebuie să vă spună, iarăși, zi, mari, mari hoți ai României care au scăpat până acum. Adică trebuie să vină să vă spună Radu Bărceanu și alții, Vasile Blaga, cum pe care l-a prins poliția cu sau de mii de euro în, în zi, în mașină, și nu știa de unde erau. Știi? Așa am și eu un prieten care mai de mult, stând mai mult la birou, așa, tot stătea cam mult la birou, și într-o seară nevastă s-a pășpus și a pâș peste el în birou și a găsit -o sumas o, o pisicuță, care nu știu ce făcea. Și ăla, plin de, cum să spun eu, zi, de flair, zice, vai de mine, nici nu știam că e aici. Băi, hai să facem și noi treaba bună, mă. Hai să luăm, să... mai întâi să dăm și după aia să luăm. Mai întâi să dăm bani și pe să luăm și pe Ați văzut? Ați văzut că se poate? Uitați în Ungaria. Domnul Orban a distrus presa și a pus prietenii, au devenit miliardari. Azi mă toate. Bă, dar a și făcut. Că ungurii trăiesc mai bine ca noi, mă? Bă, trăiesc de o mie mai bine. Au autostrăzi în ultimul cătun. Ultimul cătun din Ungaria nu se mai cacă în curtea ca și românii. Au conductă de gaz, au apă, au tot ce le trebuie. Hai bă, să mai învățăm și noi ceva în ceasul al 12 -le. Sau cât o fi, că nu mai e nici ceasul al 12 că nu, nu cred că ne mai lasă Uniunea Europeană să mai avem și ceas.